Bună ziua, dragii mei! E weekend. Unde putem fi decât la invitație la masă? Invitație la masă, din nou, pe dealul Bucium numărul 54. Unde, în altă parte? În casa Elenei, la Taifas. Suntem astăzi, dragii mei, împreună și vă propun să gătim. Să gătim ce ne-a promis data trecută Elena, un mușchi de vită cu un piure de mazăre. Și pentru că i-am smuls promisiunea în direct și pentru că a promis că asta va găti, eu spun atât. Să mergem în bucătărie la gătit. Luați-vă și ceva de scris, că niciodată rețetele Elenei nu sunt atât de simple pe cum par. Haideți la bucătărie! Iată-ne și în bucătăria Elenei. Spuneam că e weekend și în weekend nu facem altceva decât să ne bine dispunem cu o rețetă nouă. Bună ziua, Elena! Bine ați venit! Bine te-am regăsit! Spuneam telespectatorilor că am spus o promisiune data trecută și astăzi chiar ne ținem de cuvânt. Facem muș de vită, v-am promis muș de vită, deci facem muș de vită cu niște ingrediente care ceva la prima... Ușor. Da, la prima vedere ceva par... piece of cake, deci nu. Dar eu v-am promis că dacă vă luați ceva de scris, sigur o să vă ajute mai târziu și o să încercăm această rețetă cu mușchi de vită, cu piure de mazăre și nițcai buleț? E un mix de ciuperci de pădure. Un are mix. Și hrib, și bureț, și gheme. Bun. Avem nevoie, deci prima dată, de mușchi de vită. Deci nu putem face mușchi de vită fără mușchi de vită, da? Ce mai avem nevoie? Ceapă, usturoi? Facem un piure de mazăre, aromatizat cu pesto. Pesto deja l-avem făcut, dar povestim în mare cum se face. Și un sos de vin roșu cu ciuperci. Sună, nu, interesant, foarte interesant, o rețetă de toamnă, și bun, nu? O rețetă așa de toamnă, ca după vinul care îl avem în pahar. Mm-hmm. Hai să ne apucăm de treabă. Hai. Bun, ce prima oară o să punem mușchiul la grătar, să dăm un gust de afumat. Așa. Da? Avem mușchiul. Cum vrei? Bine făcut, mediu? Nu vreau bine făcut. Te pun să-l verifici cu degetele, cum am învățat, nu? Da, știu. Elena are tot felul de tehnici, eu le-am învățat. Emisiunea 100 se apropie, v-ați obișnuit, nu? O să gătesc eu atunci, și în niciun caz cozonaci. Ei, nu. De Crăciun ce faci? Nu știu, de Crăciun facem curcan, așa am promis, Elena. Nu mi-aduc aminte. Deci, Elena a pus mușchiul de vită pe grătar încins cu cimbru, pe care îl stinge un pic cu vin roșu. Bun, cât timp se face mușchiul, o să aprindem un alt pot, să punem piureul de mazăre. Piure de mazăre, da. Să știi că asta, piureul ăsta de mazăre, știu și eu să-l fac. Mm. Ai uitat că am un copil vegetarian acasă, okay, nu? Dar niciodată nu stric o rețetă nouă, nu? Să învăț o rețetă nouă de piure. Mm. Poate tu îl faci altfel. Ce mai pun în plus la piureul de mazăre este pesto și mentă. Și v-ați obișnuit, pesto pe care îl face Elena și îl pune chiar în porții mici la congelat, nu? Zic bine? Uh-huh. Și îl faci și cu spanac, cu busuioc, cu puține arahide mixate. Cu leordă? Cu leordă. Uh-huh. Ai văzut că știu? Uh-huh.
Ce pui? Ceapă? Un timp puțin, după care punem mazărea. Sare și așteptăm să fiarbă. Și fierbe și cu un pic de apă, nu? Foarte puțin, cât cuprinde, puțin, nu? Puțin de tot. Și ciupercile, Elena, bureții? Vom face un sos. Dar vom face cât timp carnea este la cuptor. Bineînțeles, o să punem carnea și la cuptor, nu? Ei, v-ați obișnuit. Eu nu v-am spus că tot e simplu la Elena, îl pune la grătan, după aia pune la cuptor. La mazăre este foarte simplu, doar o călim cu ceapă, dar mai facem un sos la ciuperci. Mare? Ce-ți dau? Suflet. Suflet. Sufletul îți dau întotdeauna. Ce ai mai făcut? Ai fost la festivalul vinului? Da. Și? Cum ți-a părut? Da. N-am putut degusta, că na, așa mă nimeresc întotdeauna cu mașina. Da. Dar am avut prieteni care au degustat și le-a plăcut foarte tare. Am băut must eu, în schimb, să știi. Am băut must, așa că eu aștept să fiarbă mustul și să-l beau acasă cu plăcere. Zine, ce ai făcut? Am pornit cuptorul. Acasă punem cănița cu apă. Aici îi dăm din start, îi dăm abur. Elena, uite, mie întotdeauna mi-a fost frică să fac, să flambez ceva acasă. De ce? Nu știu, știi, aici, într-o bucătărie ca a ta, normal, nu prea ai nimic împrejur, nu prea are ce să ia foc. Dar în bucătăria mea de acasă, cam toate sunt pe aproape, știi? Ba un brosop, ba... Punem la cuptor, da? Ok. Și am așa o teamă, știi, să nu... Să nu fac vreun incent, da. Bun, la urmă. Ne apucăm de sos. Puțin ulei. Acum ce faci? Deci faci sosul de... Ciuperci cu vin roșu. Tot ciuperci cu vin roșu. Deci... Te rog să curiți niște usturoi. Evident că nu mă iartă. Eu am sperat că n-o să mă pună să fac nimic. Mamă, ce flambez acolo, Elena! Flambez din... Ce-ți trebuie? Apă. Ia uite ce frumos s-a curățat. Îl tai, îl pisezi, cum îi faci? Nu, asta îl punem... Mai curăț? Uite, așa, îl aruncăm acolo la piure. Așa. Uite, eu zic că ajunge. Punem vinul la ciuperci. Le-am lăsat puțin să se moaie. Așa. Punem vin. Punem și jumătate de cățel de usturoi. Și cimbru. Sunt arome de toamnă. Cimbru. Ei, acum cu metoda asta de a cultiva și ghivece, putem spune că nu mai e de toamnă. Nu mai arome de toamnă, sunt cam de fiecare anotim. E, dar toamna îți vine instinctiv să folosești anumite, nu? Da. Ei, și să nu spuneți acum că are o metodă și de încercat mazărea. Cu gura. Ați văzut? Mi-era poftă de mazăre. Ți-era poftă de mazăre și n-ai știut cum să faci, să o mănânci în direct. Bine? Mi-ar nevoie de sare. Ești pregătită de iarnă?
Eu știu că eviți întrebarea, dar eu tot te întreb. Ia povestește-ne tu. Povestește-ne tu. Tu ai noutăți. Nu. Încă nu? Nu. Încă nu? Surpriză. Pentru iarnă. Noi nimic. Atunci știți cum o să facem? Hai să vedem ce face și sosul nostru. Bun. La sos am pus, este, are nevoie doar de puțin vin, încă puțin, ca să pot să emulsionez. Să știi că nu mi-aș fi imaginat că poți să faci așa un sos de simplu, cu un mix de ciuperci și doar cu puțin vin și, na, ceva arome, nu? Mm-hmm. Ce mai pui? Mai pui un pic de unt? Untul. Untul leagă? Da, urmează așa, mai faci mai legat. Știi că francezii folosesc foarte mult unt. Da, da, asta am de la ei tehnica de emulsionare. Și săptămâna viitoare merg în Franța. Dar nu asta era surpriza. Nu asta era surpriza, nu. Cred că mușchiul e gata, nu? Crezi? Eu așa cred. Pentru mine, da, pentru tine nu, da. Asta se aude la cuptor. Hai să vedem. Hai să vedem. Verific că este gata. Mm. Să știi că este gata. Deja am ajuns la plating. Ce-i pui? Un pic de pesto, puțin, puțin. Adică mai schimbăm gustul, nu? Uh-huh. Ia să văd cât de inspirată ești astăzi cu prietenul. Adică azi ești puțin răutăcioasă. Nu este adevărat. Da. Eu doar am încredere în tine. Hai să vedem dacă ai avut dreptate. E făcut pentru ea. E făcut pentru ea. Ți-am zis că nu este bătut pentru tine. Și te duce în eroare faptul că la exterior este făcut. Da. Interior el rămâne crud. Așa. Deoarece bucata este mare de carne. Când e cu cât e mai subțire, cu atât se face mai repede, da? Da. Secretul ar fi să coborâm temperatura și să punem și mai multă apă în căniță, ca să-l facem din interior. A, să steau și un pic mai mult sau nu? Doar coborâm temperatura? Coborâm temperatura și punem puțin mai mult. Ah, ok. Bine. Deci mi-am pus 10 minute. Pentru unul mai bine făcut, în 15 minute. 15 minute. S-a auzit, da? Pentru cine vrea mai bine făcut, iar eu sunt fel convinsă că toată lumea vrea mai bine făcut. Mm. Nou trend e să mănânci strămoșii noștri. Cum mâncau? Știți, până la urmă, de-aia venim la Elena, de-aia venim la șefii bucătari, să ne învețe și altfel decât, nu? Cum știm noi. Da, ai trebuie văzut? Să fii deschis la colaborare și la gusturi. Asta înseamnă să ai curaj să guși, nu? Ce culoare au căpătat ciupercile de la vin. De la vin, da. Contează și vinul, știi? Ai pus un vin dulce? Nu, unul sec. Unul sec? Da. Ce-ți dau? Ce-ai luat? Acum îți dau. Uite. Punem cremuță de cimbru, că am folosit. I-am luat verdeața, i-am luat moțul. Ce v-ați face voi și bucătari fără toată dechiseala asta, m? Păi da, ce făceau înainte? Înainte aveau valeriană? Strămoșii noștri? Cred că da. Cred că nu. Cred aveau că da. Ceva. Nu știu, n-am modele pe noi. Vremuri, cum era cu salata de varză, salata de sfec, frunza de salată verde. Așa. Nu știi modelul? A, și cu roșioara tăiată în ufăr și... Stai, păi asta vorbim de... Păi...
Nu cred că aveau vadă de aur. Mă gândeam că te refer la timpuri mai de-apoi. Când chiar se mânca sănătos, știi? Mm-hmm. Spui tu. Și ce-ți cere mai trebuie? Un roșu ceva. Un roșu? Da, un să-i mai punem în farfurie? Da, cere. Cere? Mm-hmm. Căutăm? Căutăm. Decorăm și cu o pată de culoare. Portocalie, da? Nu chiar roșie. E o culoare potrivită pentru toamnă. Este, da. Foarte frumos. Foarte frumos. Suficient. Suficient? Și te convine să mănânci carne crudă. Eu am să gust. Eu am să gust. Eu sunt ferm convinsă că o să încercați rețeta noastră acasă. Ați văzut? Nu ne-au trebuit nici multe minute, nici foarte multe ingrediente. Nu e simplu, dar e simplu. Așteptăm surpriza de Crăciun cu Elena. Eu știu câte ceva, dar o să vă dezvălui eu la momentul potrivit. Astăzi, pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii Apolonia TV, pentru cei care se uită la emisiunea Invitație la Masă, Ina Cocuț și Elena Pădurariu, vă spun gătiți inspirat și nu uitați, urmăriți-ne în continuare pe aceeași frecvență. La revedere! La revedere!